Бельский театр имени Василия Александри сделал невероятный подарок поклонникам в день своего 66-летия, поставив на сцене «Антигону» – античную трагедию Софокла. Впервые этот спектакль сыграли еще в Древней Греции в 442 году до нашей эры. Актеры, исполнившие главные роли Антигоны и Крионта, поделились своими впечатлениями о проделанной работе. Este un rol foarte complicat. N-aș vrea ca să știe tot publicul cât de tare mi-a fost complicat. Da, s-a muncit foarte mult la acest rol. Fiecare rol nou este preferat. Până când nu vine altul, asta este. Toate rolurile sunt frumoase și toate sunt preferate, doar că sunt deosebite. Un asemenea rol e, nu știu, apare odată în viață, poate, la unii actori. Unii își doresc asemenea roluri, astăzi am avut norocul eu. A fost destul de greu, pentru că însăși rolul Creon, măcar că pare a fi negativ, el, pentru sufletul lui de personalitate, el are dreptate pentru el. El e ferm convins că în țară poți face dreptate și poți face regulă numai în cazul când faci totul conform legii. Коллектив Василия Александри продолжил замечательную традицию ставить особенные премьеры в день своего рождения. Зрители остались в восторге от постановки. Хоть это было давно, но очень близко к реалиям, к моей жизни. Изумительная игра актеров. Они наши самые лучшие. Foarte frumos. Este ceva, un spectacol mai neobișnuit. Până acum mergeam doar la spectacole de comedie. Acesta a fost o experiență plăcută pentru mine. Un spectacol minunat, e în premieră, am citit, dar să-l privești în scenă, pe viu cu actori, este foarte impresionant. Suntem cu o echipă întreagă, deci și vizita la teatru este și dezvoltare și acumulare de experiență și suntem foarte recunoscători actorilor noștri de la Teatrul Național Vasile Alexandri, unde venim de fiecare dată cu plăcere și de fiecare dată rămânem impresionați. За свою историю Бельский театр поставил уже более 300 премьер и планирует для своих поклонников новые сюрпризы, в том числе и в сотрудничестве с заграничными партнерами. S-a investit, cred că pentru prima dată, atât de mult într-un spectacol, dacă ați observat, sunt niște costume extraordinare, scenografie extraordinară, actorii au fost superbi. Deci pentru mine, de fapt, în fiecare spectacol îi descoper pe unii din ei, iar astăzi absolut toți m-au frapat. Vreau să felicit Teatrul Vasile Alexandri cu aniversarea. Îmi doresc spre viitor să vină cu mai multe spectacole și spectatorii să fie la fel de impresionați cum a fost eu. В театре Василия Александри работает более 100 сотрудников, среди которых 24 актера.